Luptătorii gherlen de la Clubul de Lupte Libere CSS Viitorul Cluj-Napoca au participat săptămâna trecută la Cupa Transilvaniei, care a avut loc în localitatea Corund din județul Harghita. Elevii lui Valentin Sătmăreanu au obținut două locuri, unul prin Nicolae Mureșan la categoria 32 de kilograme și Toader Beniamin la categoria 35 de kilograme și un loc 3 prin Simion Mureșan la categoria 32 de kilograme. Cupa Transilvaniei de la Corund a fost organizată de Clubul Sportiv Odorheiul Secuiesc, iar la competiție au participat peste 100 de sportivi de la cluburile de lupte libere din trei județe.